Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. M-am tot gândit ce să le fac șefilor ca să fie ceva care să aibă o legătură și cu filmul și am zis, bun, în război, în bucătărie, de exemplu, cu Helen Mirren. La un moment dat ea învață pe micul indian să facă o omletă și am zis, bun, omletă, asta știu și eu. Pentru mine era oricum un blocaj ce să gătim în afară de omletă, nu prea. E și mai cinematografic să faci omletă. Omletă Napoleon, variantă vocea filmelor, pentru că e poate cel mai spectaculos. De asta apare într-o grămadă de filme. Să sperăm că o să-și iasă, că acum să știți că expertiza mea e în altă direcție. Dacă nu o să vă placă mâncarea mea, o dăm la pisici. Da, am acceptat provocarea așa încât șefii sunt foarte diferiți și asta m-a amuzat. Fiecare are un anumit tip de umor și asta e bine că nu te plictisești. Da, mă, încerc să nu-i otrăvesc. Deci fiecare omletă e făcută din 3 ouă. Primul lucru, spargi ouăle. Din fericire, nu trebuie să despărțim albușul de gălbenuș, cum se întâmpla într-un alt film cu Catherine Hepburn. În schimb, voi scoate șalazele. Sunt chestiile alea așa albicioase, care se lipesc de gălbenuș. Alea eu, dacă văd vreo de-aia, nu mai mănânc sigur și deci nici lor nu pot să le dau ceva ce n-aș mânca eu, nu? Teoretic, dacă mă pun să gust înainte. N-am găsit-o, am inventat-o. Adică doar am găsit ideea că făcea și plăcea și lui Napoleon omleta. Omleta asta și să fie una foarte rafinată, complicată. Am crevete. Am pus aici coniac. Crevetele ținute în coniac. Crevetele pentru că așa e corect. Asta e așa, e când faci limbi străine, mai înveți câte ceva. Bun, ok. Pac, și să pune mult piper. Totul e foarte picant, în schimb eu nu pun sare, pentru că oricum se sărează de la diverse. Și apoi... Să știi că dacă vrei să nu sărim în aer, având în vedere că m-ați spus să semnez nu știu câte hârtii de protecția bărbatului omului aici. Aici jos. Apăsați. Pac. Tac, tac, tac. Și rotiți. Înspre ce direcție? Eu știu. Până la urmă nu fac altceva decât să văd filme. M-am apucat să văd filme pentru că nu puteam călători și era singura posibilitate de a călători. Și în continuare îmi face o plăcere teribilă să călătoresc și să revăd de adevăratărea ceea ce am văzut în filme. Pasiunea pentru film. Să spun drept, pur și simplu, mama mergea la cinema foarte des, după care a găsit că e singura soluție. Stau liniștită, să nu vreau în fiecare clipă altceva. După aia, în facultatea de limbi străine, pentru că la critica de film se dădea din 2 în 2 ani, deci trebuia să te nimerești în anul în care se dădea și oricum erau locuri foarte puține. Și cum eram deja studentă la litere, mergeam deja la cinematecă cu profesorul meu și auzeam pe alții cum traduc. Era tot ce puteam să vreau mai mult pe lumea asta, dar și până la urmă am început tot la cinematecă. După aia în televiziune, din 1980, de când am terminat facultatea. Și tot traducând, tot traducând. În televiziune, de exemplu, pentru subtitrare. Deci subtitrare e când scrie jos. Și supratitrare când merge la operă, când mi se întâmplă. Așa, atunci era destul de complicat pentru că încă nu se inventaseră o grămadă de lucruri. Erau casetele alea mari pentru televiziune și nu puteai să faci ca la filmele care rulau în oraș, adică să ștanțezi pe fiecare copie în parte pentru că dura foarte mult și era foarte costisitor și atunci toată traducerea se scria pe un fel de papirus pe care îl învârteai de cele mai multe ori direct în emisie, de asta uneori fugeau mai sus titlurile sau mai jos în funcție de cât de talentat erai. Uite, vezi că la bucătărie așa se învârtește acolo. Și după aceea, într-o bună zi din televiziune, cineva a spus: a, pe știu eu pe cineva care traduce și poate traducă la prima vedere și fără să oprească. Și așa am ajuns să fac mulțime de dublaje, care de fapt e incorrect spus dublaje, sunt voice-over, pentru că pe dedesubt se aude totuși original. Această omletă
trebuie să fie baveuse, adică să nu se închege complet. Revoluția m-a prins în televiziune, în televiziunea mare. În zilele alea, între tot felul de anunțuri cu Revoluția, se băgau desene animate pe care trebuia să le dublez. În ideea, probabil, că fiind Crăciunul, copiii totuși să nu se sperie foarte tare de tot ce se întâmplă. Așa îmi place mie să-mi gândesc cel puțin, iar de anul nou am tradus Ferma animalelor pe casete la prima vedere. Cred că asta este destinul meu, scrie acolo totul să fie la prima vedere. E tot un fel de a găti, pentru că trebuie să amesteci o grămadă de lucruri și trebuie să ai niște ingrediente foarte serioase. În privința dublajului, erau casete mici, erau VHS-urile pe care le știe toată lumea. Mergea caseta, era un mixer în care era băgat un microfon și o cască, auzeam în cască și traduceam și totul se înregistra pe al doilea video. După care, pentru că de multe ori copiile erau destul de slabe, trecea înapoi traducerea mea pe original ca să nu piardă la imagine. Domnul Zanfir, care avea tot acest laborator ca de Harry Potter, să-i zicem, fermecător așa până la urmă. Și mi-aduc aminte că am rămas în televiziune și am început să fac emisiuni, ceva documentare, până într-o zi, până în 99, când s-au făcut niște restructurări masive și de pe zi pe alta am rămas șomeră. Am început să traduc cărți, am tradus multe cărți. Dar a fost până la urmă tot rău spre bine, pentru că e foarte bine să n-ai șef. E minunat. Să fii liber profesionist este perfect. Printre primele filme făcute vreodată, Frații Lumière, primul de gătit, tot ei l-au făcut. A avut un mic dejun franțuzesc care e o mizerie, mă scuzați. Așa, adică e exclusiv un croissant și o cafea. Eu prefer să avem și niște ouă. În plus, să nu uităm filmele românești. Știu, o să spuneți că mai toate se întâmplă în bucătărie. În bucătăria de bloc. Omleta asta. Ar trebui să-i îndemne să vadă și mai multe filme. Dacă nu e picantă, viața asta e plicticoasă. Eu să încerc să fac pentru fiecare șef în parte inițiala din icre de Manciuria și din mazăre în wasabi. Băi, asta este maximum de ce pot face. A, deci farfurile sunt diferite acum. Whatever. Să vedem care o să fie reacția când o să guste din omleta asta. Napoleon, versiune Vocea Firmelor. Opa! Mă lăsați pe mine să aștept mai mult. Deci e șnițel. Șnițel. Hai. Și... totuși șnițel e. Băi, n-ai vreo omletă? Ba da. Cu praz. Bă. Mărar într-o zeamă. Și mi-era o foame. Bă, dar de ce avem creioane? Nu văd ce scrie aici. Lumière scrie pe creion. Văd și eu că scrie Lumière. A, avem farfurile diferite. Păi care trebuia să fie a mea? Asta. Aia trebuia să fie a mea? Da, și aia a mea. Și asta lui Scârlătescu. Da. Ea ia o pata. Hai, care seamă, bă, schimb. Frate, da. Nu știu. O fi ceva special în ele, nu știu, bă. Hai să facem schimb, da. Ia, că e aranjată altfel. Corect. Uite, bine, e mai specială. Ăla mea e ciorbă. Da, de asta am zis. Și a mea e mai amărâtă. Așa și... eu am un S, bă. Eu am un F. Și eu am un C. Vezi, bă, de ce mi-ai luat farfuria? Că asta e specială pentru mine. Dar omletele sunt diferite? Ia să vedem. Bă, sunt foarte diferite. A mea e ciorbă. Și a mea e ciorbă la interior. Cinci, frate. Mă, am găsit un crevete. Aia mai, sunt mai mulți. Icre de somon. Băi, avem și ardei ăștia. Hardelul. Și eu am. Băi, știi ce-mi place în farfuria asta, sincer? Năutul cu wasabi. E mazăre, nu-i năut. Senzație. Mamă, bun. Gata, m-am găsit ce să mănânc. Și avem praz crud. Bine, dar cine gătește în felul ăsta așa? Bă, Lumière nu e... e nenea la care a făcut primul film. Primul film, da. Inventatorul cinematografiei. Dacă e inventatorul cinematografiei, înseamnă că e cineva care vine din zona asta de film. Dar ce treabă are cu creionul? Păi de aici te trimite aici, la primul film, la prima omletă în genul ăsta. Înțelegi? Să fie un scenarist. Să nu fie un scenarist. Crezi că vor putea spune că nu le place? Nu cred. Vezi, ăsta e avantajul că e aici. Mare păcat.
Ca și fi mâncat ceva. Creionul e mișto. Ai cu ce să te joci? Băi, e foarte șmecher creionul. Băi, eu cred că am avut dreptate. Eu cred că e un invitat. Opa! La naiba nu v-ați prins. Cinematografie, uite. Asta este. Frații mei erau doi, voi sunteți trei, e foarte adevărat. Dar au avut și un film cu micul dejun al copilului. Deci a fost primul film care presupune ceva de mâncare. De-aia v-am pus lui Mier, trebuie să vă aveți ca frații. M-am gândit să fac o omletă Napoleon, pentru că fiecare dintre voi se crede Napoleon în mod sigur. Nu, doar unul. Că face mai multe lucruri unu. Deodată. N-am început să mă cred Napoleon. Doar unul, dar nu mare mult. Zeama, să nu credeți că nu v-am auzit. Deci o omletă adevărată, fină, nu se face tare și se pune... Da, e bavâz. Mie nu-mi vine să cred, nici acum, în fața mea. Sunteți dumneavoastră, vocea asta o recunosc. Nu m-am gândit vreodată în viața asta că o să am ocazia să vă cunosc. Și mai să și gătesc. Eu nu recunosc, dar am zis să fiu și așa mai specială. Noi am reușit să vedem și frumosul dintr-o chestie care absolut, nu e chiar corect. Și dintr-o omletă bavez. Da, să nu uităm că în filmul Clara Soarelui cu Mastroianni și Sofia Loren fac o omletă din 24 de ouă, deci câte ore are ziua și câte trepte sunt la can. Foarte tare. Cred că cel mai tare film clasic despre bucătărie este soția, amantul, bucătarul și voce. Așa, păi da, păi ăla normal. Ăla este senzațional. Mi-a fost dor de vocea asta, vă spun sincer. Wow, eu rămân casetele alea pe care le vedeam de atâtea ori. Eu țin minte cum se adunau unchii, verii, vecinii, toți la un video și ascultam vocea noastră. Și în continuare e în legendele urbane f***-ul la naiba. Asta mi se pare... La naiba, aia se pare senzațional. Eu sunt curios, cum a început tot? Pe vremea comunismului, din punct de vedere strict al cinemaului, era foarte trist, în sensul că rămăsese câte ceva pe la cinematecă, unde se intra greu, erau niște cozi nesfârșite și să nu uităm că cinemateca era exclusiv la București. Cu Chiu Cuvai, dacă mai venea vreun film din fostele țări comuniste, dar bineînțeles că niște filme tot cu CAP și muncitori. Și doar două ore de program la televizor și încetul cu încetul au... intrat în țară filme pe video. Mai întâi, în subsolurile de la Intercontinental, se aduceau niște filme, erau niște vizionări de-astea așa doar pentru puțini aleși, cât să nu vadă restul populației. Și astea erau casete mari, încă umaticurile alea. Și după aia, încetul cu încetul, au venit casetele astea mai mici și diversi care au început să facă afaceri cu povestea asta, aveau nevoie de o voce, de cineva care să le și traducă și să reziste mult timp, adică multe ore, și să poată să facă treaba asta la prima vedere, adică n-aveai unde să le vezi înainte. De dublat, a început pentru că nu aveau tehnic posibilitatea să le subtitreze și atunci, ca totuși lumea să poată vedea filme, a fost singura posibilitate și să nu credeți că era chiar neapărat o chestie foarte curajoasă. Ba, așa credeam. E nostru spusă chestia asta că tradus în secret, în secretul Polișinel, că știa absolut toată lumea. Mai târziu am aflat că se întâmpla absolut același lucru în toate celelalte țări. Foste comuniste, aha, inclusiv Rusia, Bulgaria, Polonia, Cehia. Deci e clar că era voie de la, de pe hartă, de la, da. Care e pe viață. Aha, de la Mareu Reus. Așa, exact. De la... Lumina care vine de la răsărit. Și era o comisie care ne spuneau ce să tăiem din filme, cu foarfeca. Ce tăiați? De exemplu, inclusiv mâncarea. La Tom și Jerry, care se aleargă tot timpul pe o masă plină de mâncare. De ce? Pentru că nu se găsea. Cenzură, mă! Se tăia mâncarea din Tom și Jerry? Da. Bă, dacă la aia pisicile și șoarecii aveau toată mâncarea pe masă... Băi, da, și voi nimic, a zău așa. Schweizer, că era Schweizer, că era de la Pigeu. Ce Schweizer, băi, puțin respect, adică unde e Schweizer? Adică vrei în Elveția? Da, stai acasă. E subliminal, a zău. Am înțeles. Eu nimic nu detest mai tare decât un film dublat. Eu prefer subtitrare. Doar atâta că... M-am bucurat că i-am făcut pe niște oameni mai fericiți. Oh, mulți! Pe toată lumea, cred. Mai bine zis, am fost un rău necesar. Slavă Domnului că nu mai e nevoie. Ați numărat vreodată câte casete ați dublat? M-au pus unii să le număr că eu am agendele din perioada respectivă. Și... vreo 3.000... Wow. 3.000 de filme. În 5 ani. Wow! Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.